Dar vreau să încep cu dumneavoastră, domnule Sârbă, dacă dumneavoastră platforma pentru Moldova este gata să se așeze la masa de discuții. Noi am fost întotdeauna deschiși pentru discuții, consultări. Am fost și la consultări cu doamna președinte în două rânduri. Ne-am expus poziția, suntem gata de discuții și astăzi poziția noastră de fapt este clară. Noi susținem în continuare candidatul la funcția de prim-ministru pe doamna Mariana Dorleșteanu. La moment așteptăm ca doamna președinte să respecte legea supremă, să respecte principiile unui stat de drept, să execute hotărârea Curții Constituționale. Nu s-a schimbat între timp nimic. Nu s-a schimbat, poziția rămâne aceeași. Nu s-a schimbat nimic, poziția rămâne aceeași. Suntem în continuare gata de discuții cu toate forțele politice din Parlament. Suntem gata să discutăm cu doamna Maia Sandu. Fiecare zi suntem gata, doar de ne-ar primi la discuții, să vorbim. Dar doamna Dorleșteanu acum lucrează la echipa guvernamentală? Sau ați discutat cu dumneavoastră dacă o susțineți? La moment, cred că orice discuții sunt inutile, atât timp cât nu avem o certitudine dacă mergem pe acest scenariu, deoarece odată desemnat candidatul are 15 zile și deja în această perioadă, atunci cu siguranță discuțiile se aprofundează, atunci se discută și la cabinet și la programul de guvernare. Dar s-au regăsit de la pentru Moldova, partidul ușor. Nu am discutat absolut nimic și este prematur. Nu ați înaintat condiții pentru că ați pus semnătura? Nu avem nicio condiție absolut. Susținem candidatul. Ce ține de următorii pași deja depinde de anumite acțiuni juridice, în special depinde de înaintare oficială prin decret prezidențial.